Tare și bine v-a regăsit la încă un episod din Warcraft 1. Suntem la misiunea 5. Alături de mine este și The White Wolf. Sau Salutare lume! colegul meu, Industrial Head, cu alte cuvinte. Nu, bun, să vedem cinematicul și să vedem despre ce e vorba aici. Totuși să vedem dacă avem control asupra lui Lothar. Dacă l-am salvat totuși, măcar ar trebui să ne-l dea. The Forest of Elwyn is a strategic key to securing the borderlands. An outpost near the southeast edge of the forest will serve as your stronghold. Outpost. The king has assigned one of his knights to aid you, so knights. That your task okay. of ridding the area of Blackhand's dark minions may be more readily completed. Mm-hmm. Deci zice că trebuie să-i distrug și ci că am un cavalier cu mine de la king. Ok, ne-am extins zona asta și să vedem care e regiunea. Deci din peșteră sărim direct în pădure. Nu, bun. Lothar, avem? N-avem. Yes, noi cu capa. Dacă l-a recunoscut. Acum avem Valkyries pe cal. Da, uite ce fain e. Oh, ce movement speed are. Hai să și explorăm cu el un pic. Cu ei patru. Oare e safe să mă duc așa cu țăranii pe aici? Oare pot să găsesc ceva? Să vedem. Probabil numai inamici. Sper să nu mă domina de aur, să nu-mi zici că trebuie să minez aurul de aici. Ba, nu, uite, am găsit una. În apropiere, da, e safe asta? Pot să plec cu încredere? Da. De aici n-are cum să vină nimica, deci de jos dacă nu vine ceva, dacă nu de sus. Nici de aici nu vine. Nu, ce să zic, la lemn cu ei. The orcs are approaching. Da. Intră mina. Intră mina. Ce n-ai luat cum e ăla? Fii atent. Lasă-mi țăranii. Vai, nu pot să cred. Am rămas cu un țăran. Cum n-ai luat? De aici o vede de undeva. Opa, o găsi și n-ai tu pe cineva. Vrei să iei situația? Da, deloc. Yes, my lord. Dar de unde atacă? Eu aia nu înțeleg. Yes. Yes. De unde vin băieții noștri? Yes. So, a fost numai acolo ascunși, între pădure. S-ar putea. În pădure. Yes, my lord. Hai să fac, să-i dau train de fapt, să fac. Nu prea aș vrea să pierd călărețul, aș scoate clerici să-l vindec, știi? L-aș păstra. Ah, uite, de aici vin. Asta e pasajul. Bun, bun. Deci aici trebuie ținut minte. Un pic mai în spate. Hai să-i dăm cu rul. Băi, ce urât am gafat-o la început. Deci nu mă așteptam la treaba asta. Băi, nu. Dă să mă vedem. Ți-i hartă și dai să mă... Cum de se ascundă ăștia? Cum a apărut Spearman-ul și după Grant-ul. Ce pus îmi ia. Asta ziceam, vezi? Ce nu-mi place la Warcraft 1 e că inteligența asta artificială e bazată să-ți omoare țăranii. Nu știu de ce, dar indiferent, ignoră efectiv, nu vedeai că dădeau arca și trageau în el și nu avea efectiv nicio reacție la atac. El interesa țăranul, da, e în țăran, nu are importanță. Chiar cum? La ce alte jocuri te-ai mai gândit pentru canalul tău? Ce idei ai mai avea? Nu, dacă nu mai am... Vei posta și LOL oare? Nu, mai mult cred că o să fac cu RPG-uri. The Witcher e, nu, joc RPG. Ce, probabil nu. Că nu o să mai... Ce să mai fac, o să fac cu RPG-uri. Poți să încadrezi și Spellforce-ul. Și pe Spellforce-ul e tot așa RPG. Dar o să te chem și la Spellforce când o să jucăm acolo, să fie vreo 40 de ore lejer pe campanie. Depinde și de caracterul pe care să-l folosesc, știi, o să te las pe tine să decizi. Aoleu, raidă. Ce tu... Ce n-ai, bă, bă, ai capul meu. Nu-i bine, nu-i bine deloc. Trebuie o cazarmă urgent. Cum a apărut ăla? Asta e singura. Trebuie să fac o cazarmă urgent, build. Da, de data asta am pus-o cum trebuie. O să fac footman, că n-am de ales, că altă variantă nu am. Până îmi revin un pic. Deci dacă asta e zona, o să țin aici cu arcaș și atunci nu o să mai fie nicio problemă, știi? Work complete. Work complete.
Mă, dacă vin rideri, ai văzut ce mi-au făcut, mă căpăcii de numă. Yes, my lord. Plătii 400. Acum și scot. Spamez. Puh. I-aș fi dat restart la misiune pentru că am gafat-o foarte urât la început, știi? Apoi nu, n-avea de unde să știi. Ești și cum ești prima dată. Da, nu-i bine. S-ar putea să fie defeat. Sau poate nu. Mă retrag în sat că nu-i... Nu-i pot. Da, mai bine, acum se vede că mi-e greu. Adevărul că chiar simt treaba asta. Țăran și footman și o să săpăm, o să minăm, o să săpăm aur, o să săpăm, săpăm groapa, te-ai prins? Da, mă rog, să faci armată. Să nu te... Dacă ăsta, aia... Knights, nu poți să faci, n-ai clădire pentru ei, sau... Trebuie să găsesc un pic recipele. Mă gândesc că trebuie construite clădirile Lumbermill-ul și astea, știi? Dar și dacă pot să fac, cred că o să-i spamez. Cred că o să-i spamez. Adevărul că sunt un pic stresat să nu vină vreun atac sau ceva, că-s gata dacă vine. Cel puțin dacă vine cu rideri. Spearman. Spearman, Grant, easy peasy. Aici nu-i problemă. Păi numai 2 bomb. Dai pe el. Ești numai de sus. Acolo trebuie să ținem linia. Ce la câteva săbii peste carnijel, nu mai știu cum îl cheamă. Da, știu, parcă footmanii mi se par mai bun decât arcașii. Dar nu știu, arcașii de la distanță, știi? Ar trebui să pun un pic mai mulți muncitori la lemne. Hai să vedem Lumbermill-ul. Teoretic ar trebui să-mi dea biserica după ce fac Lumbermill-ul. A, nu, că e numai mil, nu-i Lumber. Văd că numai Warcraft 2 e Lumber mil. Înseamnă că aici ei nu livrează lemnul în... după ce-l adună. Nu-l duc, nu-l depozitează, cum vrei să-i spui. Da, o blacksmith. Biserica și stable. Deci cred că din stable o să scoate un... mă rog, o să scoate, o să dăm train la călăreți. Hai să facem arcași. Da, evident, ferme. Și pe fermele avem lemn și tot așa. Hai să facem aici ferme și să mergem, uite așa, cu cărarea. Aici o să mai putem pune o fermă și dacă tăiem copacul ăsta o să mai putem pune încă una. Bun. Să avem muncitori la lemne, că dacă merg resursele atunci nu-i problemă în joc, știi? Mina asta e aproape gata. Evident, vine rider-ul. Arcaș. Am nevoie de arcaș. Dai numai un rider, am noroc. Sau poate ghinion. Văd că necrolite-ul stă acolo. Da, e ok. Care câte unul? La limită. Bun, ce zici, recuperăm frontul? Yes, my lord. Yes. Da. Hai să recuperăm frontul. Facem fierăria? Nu am. Yes, my lord. Your command, my lord. Trebuie să le fac arcaș, la arcaș upgrade-ul la damage. Yes. Dar să scot mai mult, să am măcar vreo 4, cel puțin. My lord. Your will, sire. Your command. Cum o să vezi, să vezi statul lor. Ia, fii atent unde era mina de aur, sub nasul meu. Și eu m-am dus la asta de sus, unde am făcut fail. Mă gândeam să zic să caut și acolo jos, dar... Poți să-mi zici data viitoare? Nu mă gândeam că să mă ocupa și pe acolo, în întunericul ăla. Dar nici n-am explorat ce-i drept biserica, de data asta. Ce fain cântă. Rider. Da, neapărat. Trebuie să le fac atacul, că nu se mai poate. Ce, n-am acces la heal? Nu mă nebuni. A fost mina mea de aur. Problema că avem un aici.
Yes, my lord. Your command. Yes, my lord. O explorăm, o explorăm, o exploatăm și pe asta. Yes, my lord. Haide, haide, spunem. Spunem, te rog, am acces la heal. 3, 2, 1. My liege. Super. Ai, gata, a făcut research. Oh, Farseeing, ce vrea să fie asta? Ceva viziune? Yes. Yes. Oare ca și... Deci, nu zice ce... Fac apă vedea lui. Nu, nu. Uite să găsești ce tu. Mai healing. Adică, nu mă convine rider-ul de la urci. Ca și knight-ul meu. Knight-ul meu. Hai să vedem stable-ul. Ia auzi. Nu te-n-a făcut build morfar. Să stai că și acum fac. Una, două și trei. Ce? Fii atent, au intrat doi țărani în aceeași clădire. Sau nu? Nu, sunt clădiri diferite. Nu, nu. Opa, ce vrea să fie? Bread, faster horses, breed, mă rog, bread, pâine, breed, faster horses. Cred că îi dăm un speed în plus la tălăriți, yes, să mai facem o baracă. Aici o să mai dăm un nou, să putem avea acces și să dăm aici. Da, totuși, dar nu pot să fac, oare de ce? Yes. Tu ala a fost singurul să vezi că... Sau are trebuie blacksmith-ul făcut? Pentru... Oh, ce mă probabil, așa trebuia să vin cu ea. Te pochează țăranii. Da, da. Nu stau, cum nu-i explorat. Hai să facem upgrade-urile, să vedem. Bun, și asta ce vrea să facă? F. Ah, super. Da, viziune. Aici nu-i satul. Trebuie să fac mai mult și atunci o să... Ah, da, perfect. Asta acum, da. Deci trebuie și fierăria pentru ei. Opa. Sword strength și shield strength. Asta cred că e viața și armură. Ce deja au rezolvat mina de aur. Yes, my lord. Ui, rezolvat-o. Dacă nu avem una aici. Your will, yes. Punem și la lemn și mai trimitem și la aur. Yes. Asta n-a construit-o nimeni. Ce? Breed faster horses, încă un upgrade. Ah, încă unul să fie. Yes. E bine. Uite că de aici vin. Da, cred că nu mă dă acolo. Hai să vedem. Uite-i. Da, este, este. Trebuie să fie și sat. Da, unde-i satul? Your bidding? Yes, my lord. Fii atent ce viteză. Tu vezi cum se mișcă? Yes, my lord. Da, da. Bă, ce matematică, yes, să facem cu ăștia. My liege? Yes. Da, știu ce o să fac. Yes. O să mai scot încă patru arcași, o să-i pun aici. Și... My lord. O să pregătim o armată de călăreți. Yes, my lord. Yes. My lord. Unde-i satul? Yes, my lord. Yes, my lord. Rider. Nu, ce fain arată. E un grunt pe un câine. Mă rog, pe un lup. Yes, my lord. Yes, my lord. Grant. Ce? Nu știu, nu au avut acces la cal. Yes. Orice. Yes. Oh, fii atent. Hopa, hopa. Dar bună, întrebarea e un singur sat sau două? Eu cred că... Să vezi că e numai unul. Aaaa, n-ar trebui să fie mai mult. Uite o mină de aur. Aaaa, da, accesul e numai pe aici. My lord. My liege. Oare? Yes, my lord. Ba nu. Yes, my lord, your command. E înconjurată de... My liege. Yes. Da, s-ar putea să fie. Stai că știu ce pot să fac. Yes. O, dar până o să taie băieții. Yes, my lord. Your will, sire. Durează puțin. Da, e înconjurată, 100%. Pot să bag mâna în foc. No, misclic. My lord. Yes, my lord. Tu aici pișcă upgrade-urile astea. Pișcă la portofel. Your bidding. Yes, my lord. Da, fii atent de unde taie și de unde l-am trimis să taie. Yes, my lord. Da, văd că de aici vin.
Aparent cred că ăla e singurul sat. Yes, your bidding, your will, sire. Nu mai trebuie patru orcași. Nu. My lord. Tot de unde eu vreau, de ei eu tăiat. Stai că facem acum arcașii și o să punem. Your bidding, your command. Yes. Oare putem yes, să facem un evade printre ăștia, să vedem? Yes, nicio șansă. Tocmai ce am risipit resursele. Yes, my yes, lord. Yes, my lord. Yes. Your will, sire. Acest footman va fi gardianul satului nostru. Yes, my lord. Your yes. bidding. Yes. Your command. Yes. Yes, my yes, lord. My lord. My lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Ba nu, că era protejată în mina. My lord. Fiat, yes. Ceva paznici. My liege. Your yes. bidding. Your will, sire. Yes. Am scos mufa. Și voi doi veniți yes. aici. Hai să facem săbile. Your will, sire. Crezi că o să mă axez numai pe cadavul. Yes, your bidding. Your will, sire. Așa. Your bidding. Yes. Hai să vedem. Yes, my lord. Yes. Yes. Yes, my lord. Yes. Are ceva armată în sat? Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Mm-hmm. Fii atent ce... Nu te satisface cum tai pion. Pion. Yes. Pion. My lord. Yes. My yes. Yes. Yes, my lord. My lord. Facem doi My lord. Soldați cu săbiuțe. Yes, my lord. 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 Ce ăsta kennel? My lord. Yes. 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 Da, e destul de mic sarul. Așa și acum dacă îmi vine un atac de la mare, eu nu mai am cu ce să-l vindec. Păi eu, și atacă și bine. Necrolite. O armată. Vom avea și noi paza satului. Vom avea 5 băieți cu săbii ce ne vor proteja satul. Your command. Your command. Yes. Yes, my lord. Ce încearcă? My lord. Yes. Încearcă să dea Rise and Death și nu iese. Nu, încearcă să chinez, dar nu merg. Yes. Sau poate nu știe cum, știi. Yes, my lord. Yes. 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 No. Poate deja yes. târziu. Yes. Ce mai am de făcut scuturile? Wildmore Farms. My liege. Hai că aproape am ajuns și la mine. Avem și un simbol aici, că el cară lemn. Înseamnă că aici apare un simbol. Your will, sire. Aur, da. Nu, bun. Haideți să facem scuturile și după să adunăm, să păstrăm, să formăm și noi armata de cavaleri. Sau să încerc oricat și să mă mobilizez un pic. Yes. Hai să vedem. Yes. Cum crezi tu, știi? Yes. Yes, my lord. Sigur o să... Yes. Nu concepe de el. Uș, pișcă. Vai de mine. A văzut? Din trei lovituri mi-au yes. dat jos clericul. Cred că și-a yes. făcut upgrade-ul la maxim la soliță. Yes. 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 S-ar putea să... Sau sigur să o mori. Sau ori clericii... Nu, nu au rezistență. Yes. Yes, my lord. Yes, foarte yes, simplu murit. Yes. Ce scoatuța scheleți. My lord. Your bidding. Your bidding. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Your will, sire. Yes, my lord. Your bidding. Yes, your will, sire. Yes, my lord. Yes. Your will, yes, sire. Yes. Da, deci upgrade-ul la arcaș și esențial. Okay. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Ce faci aici? Yes, my lord. My lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Ia ta mufa. Yes. Yes. Credeam că nu-l vedem. Yes, my lord. Na, hai să vedem. Knight și knight. Knight. My liege. Avem arcaș aici. Yes. El a tras chiulul.
Totuși în care pază în sat numai aventura. Yes, my lord. Yes, your will, sire. Ceea că trebuie să fac o fermă. Yes. Trebuie să fac o fermă. My lord. Hai să vedem aici, nu mai e nimica. Chiar yes. Pur și simplu yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Într-adevăr, încă nu e nimica. Yes, 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 yes. Your bidding? Yes, my lord. Yes, yes, my lord. Yes, my lord. Yes. Mina de aur. Asta cred că e pe teritoriul inamicului, da. Your bidding? Yes. Nu e ce faine scălăreții. O să mergem aici. Tugdim, tugdim, tugdim. O, eu știu ce viteză am. Your bidding? Da, tind să cred că sunt esențiali. Ah, știu cum... Știu de ce ai upgrade-ul ăsta de viteză. Știi, catapultele sunt foarte OP în jocul ăsta. Probabil ca, sau mai mult ca sigur, ei sunt counter-ul la catapulte. Da, asta e. Mă gândesc, nu? Pentru că altfel de ce să-ți dea un upgrade care se miște foarte repede în unit? Deși, nu știu, la nivelul următor dacă ne-ai dă catapulta, ar fi fain să ne-o dea. Să vedem. Să stau liniștit că te pui în siguranță. Da. Aici e satul, mai mult ca sigur și altul nu mai e. Probabil ea minează altul de aici. Da. Și asta sigur nu a fost mina lui de aur. Ai inamicului. Yes, my lord. Your bidding? Yes. Your will, sire. Așa. Yes, my lord. Na, bine că v-a apucat să te azi lemn. Yes, my lord. Yes. Yes. Your will, yes. Sire. Așa. Bun. Your will, sire. Și ei, ar mai trebui să yes, my lord. Să mai facem doi cărăreți. Și să ne pregătim ușor, ușor să atacăm. Ia uite, fii atent, și riderul lui se mișcă foarte repede. Probabil și-a făcut și el upgrade-urile. Deci calculatorul nu e așa de prost pe cât pare. Mă rog, inteligența artificială pentru anii 90 a fost făcută destul de bine, deși foarte enervant. Dar totuși, de ce ai programat într-un joc să-ți, efectiv, să-ți atace țăranii? De fapt, știi care e cheia? Că dacă rămâi fără aur, nu mai poți să faci țăran și dacă nu ai țăran, nu poți să minezi. Practic ești defeat, dacă nu asta știi. Your will, sire? Yes. Yes, my lord. Facem ferme, că ai văzut că avem probleme cu ferme. Yes. Probabil o fi un bug. Yes. O, asta cu țărăm, ce nu știu. Gândac. Work completed. Și încă una. My lord. Yes, my lord. 33, ce zici? 8 suficient? Eu nu cred că reușesc cu 8. Nu cred că o să reușesc. Hai să mergem cu 12. 12. My lord. Work completed. Bun. Yes. Deci încă o fermă atunci și avem exact trebuie. Dar de ce mă lasă să construiesc mai până într-un yes, anumit my punct? Lord. Yes, my lord. Cred că ține de pet, yes. De acel pet, știi? Totuși, pentru că primăria e cu portocaliu, cu galben pe hartă și minele cu alb. N-ar trebui să fie invers, primăria cu alb. Nici la Warcraft nu-ți arată, da? Yes. Da. Hai să minăm și să-i dăm drumul. Yes, deja batem pasul pe loc aici. Will, sire? Yes, 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 my lord. My liege? Yes, my lord. Yes, yes, my yes, my lord. Yes, my lord. Asta e singurul sat. Nu cred că mai este altundeva yes, aici. Yes, yes, my lord. Yes, my lord. Da, nu cred. Yes. No. Yes. Asta e singurul. My lord. Mai zi-mi un pic despre joc, ce vrei să mai postez pe la tine sau cum. Poate o să fie interesat și cei care se uită pe aici. Cred că în momentan o să fie faza pe The Witcher. O să zic că e și un... O să am content la el, că e și un joc, știi? Fiecare joc. Dai seama. Primul joc cred că am făcut 60 de ore. Acolo, pe undeva, da. Înseamnă că ai material. My liege.
Când da, când o să încep. O să ai susținerea noastră. Tot timpul se blochează, nu? Aici nu înțeleg de ce. Yes, my lord. My lord. Hai că le mai avem destul. Yes, my lord. Să meargă cu aurul. Your command. Your command. Your bidding. Yes, my lord. Să vedem ce o să iasă. Nu, care de ce se blochează între ei? Your will, din cauza asta. Your bidding, yes, my lord. Da, după așa era și în trei. Cel puțin în trei nu ți erau atacați de către inteligența artificială, numai când reparai clădirile. Știi că acolo e bug ăla, când repar clădirea, instantaneu inteligența artificială îți dă trigger și te atacă pe chestia aia. Dar fii atent și el ce strategic e, cum își grupează uniții aici. Necrolight, Spearman. Cred că Necrolight-ul e counterpartul la Cleric, Spearman-ul la Arcaș. Yes. La Archer și Gruntul lui la... Yes, my lord. La ăsta, cum spune, la Footman. Yes. Dar mă refer la counterpart în sensul că... Ia fii atent ce face aici. 1, 2, 3, 4... Nu, 5. Gata, mufa. Oi. Yes. Oh, o să vină. Yes. Perfect, știu ce să fac. Dacă o să vină... O fi și atragește. Unu câte unu. El o să vină tot timpul, vrei să știi de țărani în zona asta. Cred că i-am dat cu asta l-am rezolvat. Da, am făcut spam de Necrolight. No, ce zici, totuși am nimic? Yes, yes. Da, mai să vedem. Yes, my lord. Ești cum da? Hai să așteptăm. Cât timp o să-ți moară mult pe mine. Yes, my lord. Hai că merge cu 12, yes. Să vedem. Yes, my lord. Yes. Da, se pare că pot ce să tai lemnul de aici. Vezi? Fiecare țăran și-l trimite aici. Păi o să rămână fără aur și nu se mai facă nimica. My lord. No, bun. Yes, my lord. Yes. Și încă unul și mergem la atac. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, 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 my lord. Yes, my lord. My lord. Misiunea 5 sau misiunea 6? 5, așa-i? Cred că da. Nu e misiunea 6. Misiunea... Nu, nu, e 5, yes, că l-am salvat pe lăutar. Deci la nivelul 3 am primit acces la cleric, la nivelul 4 n-am primit la nimic și la nivelul 5 la cavaler. Înseamnă că la nivelul 6 o să ne dea wizardul mare. Sau... Oare ce abilitate mai are aici? Farseing. Yes, my lord. Trebuie să clăric cu ce abilitate mai poate să aibă. No, hai să vedem. Atacă în direct acolo. Și cu arcașii și cu tot. Nu mai stăm. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. My lord. Mai înțeleg unde ce e aici. Dar eu zic că e bine. O să le îndecăm. Oh, cred că l-am rezolvat. Da. L-am rezolvat bine. Cavaler rămâne aici. Văd că n-ai doar destul de mare viață. Da, e gata. Yes, my lord. Yes, my lord. Easy. Oh, e bun. E bun, hai să vedem scorul și după vom încheia episodul acesta. Și rank-ul de singur. Să facem o salvare. Ce zici, nivelul 4, că e plictisitor cu peștera. Am salvat level 5 vicute de la victorie. Cheers of victory come from the troops as the last 120 de units au avut. Rank Knight, coincidență sau nu? Nu, las că e bun. Rămâne să ne auzim data viitoare. Ciao. Pa, pa.